Noi, iată, mergem la o poveste mai puțin fericită, un pic tristă. Da, invitata noastră a trecut printr-o dramă, aș putea spune, dar o să aflăm mai multe lucruri chiar de la ea în acest moment. Cristina, bună seara, Cristina Pucean. Bună seara, Cristina. Cristina Pucean este cu noi. Ce faci? Ce să fac? Chiar mi-era dor să intru să vorbesc cu voi, să mă văd și eu după atâtea luni de pauză la televizor. Chiar ne bucurăm și ne bucurăm că te vedem zâmbind. Spuneam mai devreme că tu ai trecut printr-o dramă. Da. Dar bunul Dumnezeu m-a ajutat și am trecut cu bine peste. Ce faci în momentul ăsta? Ideea este că aș fi vrut să aflu mai multe de lucruri de la tine. Ce s-a întâmplat? Cum ai reușit să treci peste? Familia, dacă ți-a fost, adică cu siguranță ți-a fost alături. Da, clar. Dacă nu aveam familia lângă mine, nu puteam să trec peste, poate nici în acest moment. Bine, dar cum s-a întâmplat? Sincer, mi-e greu să-mi aduc aminte de acele momente. Sunt convinsă, dar o să... Cum am și povestit, eu eram plecată în Elveția și am auzit ce s-a întâmplat la mine acasă printr-un telefon. Și am fost mințită, atât eu cât și mama mea, până am ajuns acasă, că copilul este bine, copilul trăiește, că toată lumea este ok. Iar când am aterizat în România și am ajuns la mine acasă, am aflat ce s-a întâmplat. Dar copilul cu cine era? Deci, practic, au ținut să te protejeze, într-un fel, până ajunge oarecum aici? Da, dar era mult mai bine dacă știam adevărul de la început. Cu ce crezi că te ajuta? Practic să te-ai stres pe drum, poate, nu știu... Plângeai sau cine știe ce făceai? Nu știu, oricum am plâns tot drumul, și eu și mama. Oricum ar fi fost, era într-adevăr un șoc. Dar cu cine era în momentul acela copilul acasă? Cu cumnata mea, da. Cumnata mea și tatăl meu. Și ei au pățit ceva? Adică cum s-a întâmplat? Este vorba despre nepoțelul tău. Deci hai să vă explic cum s-a întâmplat. Pentru că multă lume a inventat fel și fel de povești și chiar vreau să clarific o dată pentru cel mai bine așa ar fi. Da. Deci tatăl meu l-a luat în brațe. Nu știu dacă știți, dar tatăl meu are un picior amputat și poartă o proteză. La un moment dat l-a luat în brațe, au ieșit până în fața casei, oarecum, mai avea 3 scări să coboare, să iasă în curte, iar atunci tatăl meu s-a împiedicat, i-a căzut proteza și în acel moment când tata a căzut, copilul a fugit înapoi. Iar acele câteva minute pentru el au fost mortale. Nu a murit ars, nu a murit, deci n-a avut nici măcar un fir de păr ars, doar că a murit intoxicat cu fum. Deci s-a intoxicat cu fum, a intrat în locul în care ardea? Sau da, era da, fum, da, nu? S-a dus chiar în ultima cameră, iar până s-au dus și până l-au găsit, pentru că era fum, era chiar nu vedeai nimic în față, până l-au găsit deja era prea târziu. Dar salvarea a venit repede, mă gândesc că nu. N-a venit repede. Nu, nici pompierii, culmea, au greșit strada. Și momentul în care au sosit, el mai, adică e supraviețuia în acel moment sau a fost declarat? Da, din câte am înțeles și mi-e greu să cred că n-ar fi așa, copilul a ieșit cu pulzi din casă și a murit la spital. Chiar așa scrie și în certificatul de deces. Dar nu înțeleg face. De ce a fost ținut în ambulanță timp de o jumătate de oră, afară, în fața porții mele. Nu a fost, n-a avut voie nimeni să intre, să vadă, toată lumea întreba, este bine, copilul este bine și cei după ambulanță ziceau, da, stați liniștit, este totul ok. Bine, dar bănuiesc că ați cerut explicații. Ce v-au spus exact? N-ai de la cine să ceri, deci, practic, eu dacă nu am fost acasă, n-am putut să vorbesc, să fac nimic, toți mă învățau că să dau în judecată acest spital sau... Să cer explicații oarecum, pentru că copilul cum a ajuns la spital, fratele meu era acolo și aștepta pe hol și întreba într-una cum se simte și a revenit, s-a trezit, iar doctorul în acel moment a ieșit și a spus exact așa, cine este tatăl copilului? Tu? Da, a murit. Cum Bine. Să spui așa ceva? Da, Cristina, dar cum în viață, nu știu, Dumnezeu ia o viață, dar dă alta. Și știu că în viața ta s-a petrecut o minune, nu?
Da. Pentru că... Spune-ne tu. Dar te rog să ne spui după pauză minunea care s-a petrecut în familia voastră și în, și în viața ta. Ne spui tu atunci mai multe, da? Da. Și retrospectiv așa, ai spus că el nu a murit în incendiu, practic a murit intoxicat cu fum. Da. Dar minunea a venit abia după asta, pentru că în familia voastră a apărut un nou suflet. Da, am un nou nepoțel care, culmea, este aproape identic cu Raim. Și bineînțeles am ales să-i punem numele tot Raim și acum așteptăm să crească, să vedem din ce în ce mai multe trăsături. Bine, spuneai tu, te citez, așteptările mari vin ca niște binecuvântări. V-ați rugat, bănuiesc foarte mult. Da, foarte mult și ne rugăm și acum și mulțumim bunului Dumnezeu că ne este alături și ne-a ajutat să trecem de această tragedie. Ce se întâmplă în momentul ăsta, în viața cumnatei tale, care, adică, a trecut cu siguranță foarte greu peste pierderea copilului? Păi, ce să se întâmple? Are, nu știu cum să vă explic, are foarte multă grijă de acest bebeluș. Asta acum, mă gândeam, de fapt, că e mai toți. Panicoasă. Da. Toți suntem foarte grijulii, dacă auzim că plânge foarte puțin sau deja tot sărim să vedem ce s-a întâmplat și de ce plânge, adică suntem foarte schimbați și în bine. Poate până acum nu eram atât de atenți. Grijulii și atât de atenți cu un bebeluș. A venit ca o binecuvântare, într-adevăr, acest copil, ca o răsplată rugăciunilor voastre. Da, și mulțumim bunului Dumnezeu că s-a îndurat de noi și ne-a trimis această minune mică care ne face zilele mai frumoase și... Cristina, spune, au existat în familia voastră, nu știu, sentimentele astea de vinovăție pentru ceea ce s-a întâmplat? Cineva, vreun membru al familiei voastre? Da, cel puțin eu, atât și mama mea, ne simțeam foarte, foarte vinovate pentru că nu eram acasă și... Poate dacă eram acasă, nu știu, reușeam să luăm, să fie... Bine, dar nu a fost vina voastră, așa s-au întâmplat lucrurile, știi cum? Ai spus și tu, Dumnezeu, așa. Bănuiesc că nu ți-a reproșat nimeni lucrul ăsta, uite că dacă erai și tu acasă, n-au existat certuri și reproșuri în familie pe tema asta. Dar tu pui presiunea asta pe tine, spui că dacă ai fi fost acasă, poate ai fi putut să contribui și să-l salvezi. Sau poate că ai reușit să te ierti, în ghilimele, cum ar spune. Încerc, nu știu, eu încă port această vină și de câte ori merg la cimitir, vorbesc cu el și îl rog să ne ierte pentru faptul că nu am fost acasă și nu am putut să-l salvăm, dar nu am avut de unde să știu că se va întâmpla chestia asta și am plecat de atâtea ori în atâtea turnee și nu mi s-a întâmplat niciodată așa. Normal, mai ales, uite, acum este Paștele, este săptămâna mare, aveți șansa, binecuvântarea să stați cu toții în această perioadă. Da. Mulțumim frumos, Cristina. Îți mulțumim mult. Vă dorim putere și binecuvântat, un Paște binecuvântat să aveți. Și să vă bucurați. Și eu vă doresc tot binele din lume și să petreceți cât mai mult timp în familie. Vă pup. Te pup. Doamne ajută. Doamne ajută, pa, pa.